Alo, Ana, trezirea. Bă, tu încă dormi? Ce faci? Bă, răspunde, deschide și tu ușa asta, Ana, că bat aici de jumătate de oră. Alo? Ce faci, bă, Ana? Ia, uite-o. Mă, tu ce faci? Tu să te stiuzi la televizor. Doamne! Bă, ești cool, mea, Ana. Bă, tu ai uitat că noi mergem în vacanță astăzi? Nu pot să cred așa ceva. Ce e, Luca? Cum adică ce e? Păi, tot mai ți-a spus ce e. Păi, azi, azi trebuia să mergem în vacanță, adică trebuie, nu mâine. Nu, nu e mâine, e astăzi. Azi e vacanța. Doamne, hai, vino în coace, că o să pierdem rezervarea la hotel. Vai, păi, chiar că vai, hai vin un coace, hai să-mi pachetăm repede niște mâncare. Eu am mai stat și am zis că, bă, poate, nu știu, te pregătești, îți uh, pui niște haine la tine. Ia și tu niște mâncare să avem pe drum. Uite, luăm și noi o cafea așa de dimineață. Mamă, niște cartofiori prăjiți cu un burger, intră perfect așa de drum. Bana, deci fii atentă, vezi că e un drum de vreo 5 ore, 6 ore, nu mai știu cât era. Deci vezi că, nu știu, ia mai multe chestii la tine, că eu tot iau așa să am provizii. Mamă, păi cum adică, mamă, tu ai făcut rezervare la hotelul ăla, ce -mi zici vie Doamne ți-am spus eu să mergem până acolo. A zis că gata, că suntem șmecheri acum, am făcut și noi niște bani, trebuie să mergem în vacanță, că parcă era mai aproape unde mergem. Nu mai contează, nici nu știu, eu. tu ai adresa, o trebuie să o bagi de pe Waze și mi-arunci bă banii. Țineți bă banii la tine, puneți-i pe cart că o să ne întrebuiască acolo. Ok, punem astea aici. Bun, deci ai luat tot ce trebuie, am luat niște mâncare, cred că ne ajunge sincer mâncarea. Ce faci? Pe păi mai e ceva cu tine, ce e telecomanda de la televizor? Lasă bă telecomanda de la televizor, lasă-o aici. Hai spre garaj, vino încoace repede de urgență. Hai, suie mașina și pregătește GPS-ul, să pui GPS-ul. Hai, vezi că da cu spatele, unde și poate te lovezi naiba din greșeală. Hai, ai urcat? Bun. Hai, de o urgență, setează GPS-ul ăla, ia, hai. Mamă, uită-te și tu de nu ne ia 10 ore până ajungem. Hai că mai ajungem astăzi, Ana. Uite și pe ăștia, bă, doamne, barieră ne mai trebuie, Ana. Nu mai ajungem niciodată în vacanță din cauza cuiva, s-a stricat drumul. Păi, dacă ne trezeam și noi mai devreme și nu stăteai să uh, pierzi timpul și să nu-mi răspunzi la ușă, poate acum eram deja pe drum liniștiți. Hai, urcă repede. Bă, lasă-mă să conducă, tu ești pericol când conduci. Hai, urcă repede mașina să mergem pe celălalt drum. Doamne, trebuie să mai și eu colim. Bă, la pierdem rezervarea, ne dau ăștia camera de hotel și vezi că e un hotel chiar uh, ne-am chinuit să facem rezervare. Uite pe aici, hai că măcar ăsta nu e, nu e închis drumul ăsta, poate ajungem și noi cândva. Hai la aeroport, ce aeroport, bă, că cu avionul ți-a mai mult și dacă luăm bilete acum pe loc nu mai e. ne sparge la bani, ești nebun. Poate ajungem mai repede, nu mă, că ne sparge la bani dacă mergem la aeroport, ești nebună, mergem cu mașina, aia Hai că am băgat plinul, am făcut, ia uite-l și pe ăsta, bă! Bă, nici poliția nu mai e ce a fost odată, ești nebun? Băi, vine să crezi că în sfârșit am ajuns, deci după tot drumul ăla de 1000 de ani, bă, 100 de milioane de ani, cred că am stat pe drum. Ia aveți hotelul ăsta și cum arată tot locul ăsta. Uite ce frumos e, Luca. Du-te, bă, de aici. Uite fântâna asta cum arată aici. Tu vezi? Eu văd, tu vezi ce e aici, tu, omne, Și uite și căsuțele alea pe acolo. Și uite acolo să ne relaxăm. Și uite, dita mai hotelul, nu mai plecăm de aici. Da, îți reamintesc că avem rezervare pe două zile, pentru că totuși trebuie să ne întoarcem la muncă, dar trebuie să profităm de asta, ești nebun. Mă uit și ok. Hai să ne calmăm, hai să ne calmăm. Bă, 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 stai, mă, asta stai așa. Nu putem să mergem acum, trebuie să mergem să, să vorbim la recepție, bă. Lasă colacele și astea, mergem după la joacă și la astea, lasă că avem timp. Hai să mergem să ne dea și nou. Apă, Luca, da, apă, ești mecher, apă mare, da. Hai, vino cu zici că ești copil mic, Ana. Deci, câteodată, efectiv, mă simt de zici că sunt cu copilul meu după mine, ești nebun. Hai să mergem la recepție. Deci, cred că pe aici e recepția. Mama asta arată ca o recepție. Bă, ce mare e. Iată, bă, ce avem aici Nebun. Bine ați venit la hotelul nostru de lux, care este numărul rezervării? Să rămână n-am nicio idee, Ana, care e numărul rezervării? Că tu ai făcut rezervarea, nu te uita, cum adică ai, oh my god, nu pot să cred, faci mișto de mine, Ana, spune numărul rezervării, că nu mai, două secunde, Ana, vino mai, vino un pic așa să vorbim ceva, Ana, vino cu ala să... Vină cu acu mine. Bă, tu nu mai știi care e numărul rezervării. tu nu știi că nu putem să intrăm aici dacă n-ai rezervare. Am văzut lucrurile astea frumoase și am uitat. Bă, nu mai face, bă, mișto, nu există. Ok, stai așa, lasă-mă. Parcă era 8294. Ok, vină cu ace, vină cu ace. Ok, deci rezervarea e... Numărul 8294 Credem, nu suntem încă siguri Dar ar trebui dacă există o rezervare de genul Să fie pe numele Ana Banana Deci dacă puteți să vă uitați să îmi spuneți dacă asta este, nu suntem siguri Da, avem o rezervare pe numele Ana Banana, dar numărul e 9941, Ana, numărul ăla Nici măcar n-are nici cea mai mică treabă Cu ce ai spus tu mai devreme nici... Ok, uh, da, pe numele Ana Banana Exact, uh, Ana, poate-i dai și tu buletinul Că deja dacă nu am știu Nici numărul rezervării, nu cred că ne mai credem că suntem noi. Să știți că este foarte frumos la dumneavoastră aici, dai buletin, Ana, și tași de gură că e jale aici. Ok, totul este bine, urcați la etajul 1 și camera voastră va fi numărul 5. Mama să urcăm la etaj, nu pot să crede Și spune te rog, că are un lift sau ceva Dar unde e etajul? E pe aici Mamă, dar vezi că e mișto bă, recepția asta O să fie chin A, uite mă că sunt scări acolo dacă n-au lift Păi asta zic și eu, sper că au un lift sau ceva până la... Hai că au un lift sau ceva, Ana Cred că dormim aici sub scările astea Că eu nu mai vreau să mai urc Unde te duci, bă, vină cu aici sunt De zi tu, Ana, unde dormim? Dormim aici sub scări, eu nu mai urc, să știi Eu nu stau să urc atâta, tu ai văzut cât de în alte etajele astea Eu nu urc până acolo, du-mă în spate, vină în să mă ducem până am, am Ia, am ia ia ia, ia hai. Hai mă, n-ar vrăjeala. Eu te ce Bă, tu hotelul, pai, Doamne, ferește. Uitați-vă și voi ce face. Doamne. Bă, stai mă. Să un pic că mu, bă. bă, ce faci, mă, deschis? Ce, ce e? aici? camera 1. Bă, nu sunt ale noastre camerele astea, bă. Deci zici că vin cu copilul. Bana potolește lește o ce tot deschis toate camerele. Uite, asta e a noastră 5, asta era le cum adică nu știai? le deschis pe toate, omule. Doamne, cu cine vin mă, în vacanță? Bă, n-am promis un weekend relax. Mamă, ok, bă, ce frumos. Bă, la... nu, doamne, ferește. Oh my god, Ana, te rog frum... Ana, te rog frum... Ana, te rog frumos să te potolești. Mi-ai promis un weekend relaxant pentru amândoi. Nu doar pentru tine, ok? Nu vreau să, să mă enervez tot weekendul și nu mă mai aruncă de pe balcon. Fără niciun mișto. Tu, păi așa o să fie? Păi sper și eu să fie așa. Dar tu vezi ce mișto se vede și... Bă, nu mai da în mine, ok? Gata, gata, potolește-te. Uite-te știu tu că ai stricat pe aici decorul. Mamă, le-am stricat la ăștia totu. Uite-te cum le-am pus. Bana, gata, calmează-te. Deci uite cât de frumos se vede. Mamă, și căsuțele alea acolo. Bă, ar fi fost mișto să luăm și noi o căsuță de aia. Vezi că și alea arată și mi de tot. Ia uite ce frumos e pe aici. Eu nu mai stau pe aici că tu o să mă arunci imediat. Deci fii atent, Ana. Primul lucru pe care vreau să-l facem înainte să facem orice, vreau să mă schimb de haine. Pentru că eu niciodată nu am haine de vacanță în vacanță. Și de data asta mi-am adus în ghiozdan cu mine niște haine speciale. Așa că vreau să-mi lași niște intimitate. Ok, mamă, uite, tu ai văzut cum ne-a pus astea, paturile. Ia uite, mă, ca și plecat. Da, mă, tu ai plecat. Ia uite-o, bă, frate, n-am Na, văzut, bă, așa ceva. Vino cu codor ziceam să ieși pe balconul, din cameră, că nu trebuie să ieși pe aici, poate te prind ăștia pe aici și îți dă amendă că ești prea enervantă pe aici și deranjezi lumea. Ascunsele în hotel. Da, asta ne jucăm noi, ascunsele în hotel. Vino cu acea și lasă vrăjeala de deci, atentă, Doar ieși puțin pe balcon să mă lași să mă schimb și eu. Și voiam să zic că uite că ne-au pus patru de culorile noastre preferate. Tu le-ai cerut asta sau efectiv s-a nimerit să ne pună roșu cu portocaliu? că eu nu cred că s-a nimerit random. Ai vorbit tu de chestia asta? Eu le-am cerut. Hai că o să ne taxeze 1000 de merali în plus, cred că pentru patru din astea acasta. Mă rog, fii atentă. Dar voiam ca o să fie albastru. Bă, cum albastru? Că mie îmi place portocaliu, nu albastru. Fii du-te pe balcon că vreau să mă schimb. Gata, dar n-au vrut. A, am înțeles. Hai. Deci stai acolo să nu tragi cu ochiul, fără mișto. Bă, eu sunt rușinos. Gata, lasă la tu stai acolo. Deci te rog, uite, stai aici ca să mă asigur că nu mă vezi. Uite aici vreau să stai. Bă, aici vreau să stai. Fii atentă că nu glumesc. Da și mă lași să mă schimb și eu liniștit. Da, lasă-mă în pace, să nu tragi cu ochiul. Ana, ești pregătită să vezi uniforma mea de vacanță pentru această vacanță? Ești pregătită că e prea șmecher. E prea șmecher. Deci nu te aștept la așa ceva. Ia, ia Ziana, ce părere ai de meu de vacanță? Vai Ia uite ce frumos, deci fii atent, am vorbit cu Pink și mi-am promutat hainele astea, efectiv, uite-te la el, efectiv Pink avea hainele astea mai de mult și mi le-a dat mie, că că nu mai are ce face cu ele și eu n-aveam din asta de vacanță, ce părere ai de astea, ce bine, Ți stăm, mulțumesc, deci chiar, chiar zic că mă prind destul de bine, deci fără niciun mișto, chiar, chiar mă simt deja în vacanță, gata, deci putem să mergem, suntem, suntem pregătiți să mergem, să-i dăm că eu vreau să mă duc și eu, hai lasă-mă să mă schimb și eu, nu pot să cred că te schimbi și tu, mă, tu ce te schimbi, ți tu chestii să te schimbi, nu te cred, da, hai. Okay. Oh my băi tu unde te... Doamne. Băi, ești deșteaptă Ana. Tu vrei să te schimbi aici pe balcon să te vadă toată lumea, nu? Hai că te-ai gândit la asta. Bine, hai că stau eu aici și schimbă-te tu. Du-te și schimbă-te pe balcon atunci. Dacă vrei să te schimbi pe balcon. Bă, dar vezi că eu cred că m-am schimbat pe patul tău, să știi. <laughs> Îți fur patul pe... Păi eu cred că deja m-am schimbat pe patul tău. Ia <laughs> uite, mi-a spart patul. Ce faci, mă, cu patul meu? Dă-mi patul înapoi. Ce faci? Doamne, mi-a spart pe aici. Bine, Ana, hai că te las să te schimbi. Gata, hai. Du-te și schimbă și nu mă mai nebuni. Hai. Gata, Luca, haide, poți veni. Ia, man, acum te-ai schimbat tu pentru... Ia, uite-o! Du, luat... De fapt are sens că ești fată, adică cred că nu puteai să intri așa în hanorac în, în piscina cu că stau să mă gândesc. Tu, eu tu, Ana, bă, nu mă așteptam să ți de astea de vacanță. Si care e faza, Ana? Niciunul dintre noi n-a vorbit despre uh, de astea de vacanță și amândoi ne-am luat haine de vacanță cu noi. Și nimeni n-a zis. Când am vorbit cu tine, nimeni nu ți-am spus că am zis că e surpriză și doar nu mergeam cu geacă. Păi, eu credeam că stai cu ala, că eu mereu așa te-am văzut. Deci, sincer, chiar întotdeauna te-am văzut cu ăla pe tine. Bun, deci acum cu parpalacul ăla, da, pui, ți îți place parpala acolo, ăla, că mereu l-ai pe tine. Hai să mergem să ne luăm ceva de băut, asta vreau primul lucru, vreau să mergem să ne luăm ceva de băut, să trăiți aici, doamna, la recepție. Hai, Ana, că oficial suntem în vacanță, poate să înceapă distracția, să rămână. Hai, o încoace, hai pe aici, pe afară, nu pe acolo. Mamă, ce mișto e, du-te, bă, că e prea tare, uite ce vibe e așa cu, cu palmieri, cu frumos. Wow, ce tare aici la piscină, la mare. Dar e și piscina mai încolo, dar avem și mare aici. Ia uite, Ana, nu că eu fac o baie în hainele mele. De... Deci ca să înțelegem, mi-am luat haine ca să not. Până acum nu aveam haine, dar acum am haine ca să not. Ia uite ce frumos. Tu, oamne, zi tu, de nu e relaxant. Deci chiar mi era dor să avem și noi o vacanță, să stăm și noi liniștiți. Efectiv de când ne-am mutat în orașul ăsta am tot muncit și în sfârșit avem și noi o vacanță bine meritată. Ok. Hai Ana că ne-am bălăcit un pic, dar fii atentă că urmează super multe chestii de făcut. Dar eu tu Ana, bă, tu mă mai auzi măcar eu tu unde? e? Doamne! Fii atent Ana, hai să mergem să luăm ceva de băut pentru început. Eu asta propun. Hai să lăsăm piscina mare. e o mare. Hai să lăsăm marea că avem timp și de mare, dar hai să mergem să luăm ceva de băut. Cam poftă de ceva de băut. Și uite acolo, acolo e barul, fii atentă, vino cu coace, ce faci? Uite acolo e barul, aici văd că sunt niște căsuțe, mamă, avem super multe chestii de făcut, dar hai să mergem la bar să, să bem ceva înainte de orice. Ia uite, bana, câte chestii avem aici la bar! Bă, e paradisul aici, Ana. deci chiar vorba ta, chiar nu mai plecăm de aici. Ia uite barmanul. Bă, nu-mi pare cunoscut barmanul ăsta, asta nu era pilotul care ne-a dus prima oară în oraș? În orașul în care stăm acum, parcă îmi pare cunoscut. Cred că s-a reprofilat, s-a făcut barman, ce a făcut? Ok, salut. Uh da, e băutura la liber sau cum funcționează aici? Fiecare lucru costă două emeralde? Oh, am înțeles, iau zeana, deci tot ce vrem aici două emeralde pe fiecare de asta. Păi, dacă mă scuzi atunci, aș vrea, uite, chestia asta arată bine, nu știu exact ce e chestia asta, dar... Uh, unde a dispărut, mă? Uh, nu știu cum să zic, dar băutura e efectiv a dispărut, eu n-am pus mâna pe ea, n-am pus gura, deci nu o să o plătesc. eu mi-am luat doar un suc de portocale, nu știu, e tine, Ana? și mi-aș luat și o fanta din asta, ia da dați-mi și o fanta. Și mai luăm niște chipsuri, văd ca au și chipsuri pe aici, pe sus, ia să si noi o punga de chipsuri pe aici Ia că le-am dat dauna. Cât, câte, câte chestii ți-ai luat, Ana? mi-am luat trei chestii. Bă, eu tu, pana. ce faci, mă? Te-ai în spate să iau Bana, doamne. nu știu dacă ai voie să faci asta. Poate ne dau ăștia afară pe aici. Câte chestii ți-ai luat? Zin câte chestii Eu, mi-am mi luat trei chestii, de exemplu. Și vezi că costă 3 emeralde fiecare. Să mai avem și bani când ne întoarcem. Păi vezi că la tine trebuie să dai 15 emeralde deja. Eu trebuie să dau doar 9. Sunt mai șmecher ca tine, nu știu de tine. Sau două emeralde. Asta ah, e mă, că a zis 2 emeralde. O, oh, ia, mă, stai că mai iau eu și eu atunci. hai bă, că a zis două. Am uitat, mana. Ana, lasă mă, nu te mai lua de mine, gata. Deci uh, chestiile astea patru le-am luat și o să mă coste 8 emeralde, deci 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gata, mana, eu, eu am plătit, nu știu de tine, eu am luat 6. oi păi plătește, bag acolo 12 emeralde, eu nu plătesc pentru tine, nu știu de tine, dar uh, plătește singură. Am zis că venim fiecare cu banii lui aici. Bă, frumos e aici, mana, n-ai ce zici. Și uite și piscina asta, bă, cât de mișto e, avem mare, avem piscină, avem... Mamă, ce ăsta, cred că e topogan ăsta, Ana, atent, avem și topogan. Doamne, cu cascadă, cu topogan topogoane, cu topogoane. Doamne, ce e aici, n-ai ce zice Ana. Deci locul ăsta e prea tare. Hai, vino cu ce să. Deci nu, stai așa un pic, stai așa un pic. Azi ne lăsăm toate chestiile undeva. Hai, Ana să ne așezăm aici. Ia, uite. Mamă, și avem și tine asta să ne punem mai tămle. Stai că suntem bine. Deci aici stăm pe astea, așa frumos. Avem topoganul aici. Mai băgăm și noi un suculeț din ăsta. Bă, ce viață. Deci așa îmi place bana. Ia, uite, tu deja te-ai făcut comod. te ai pus aici chestiile astea că mi le pun și așa. Că nu o totul. Aveam chef să bea beau ceva acum, dar în rest ne lăsăm și noi aici lucrurile. Ziana, ce ai chef să facem primul lucru? Eu vreau să încerc topoganul ăsta de aici, că îmi place rău de tot cum, cum arată așa topogan. Asta zic și eu. Mamă, hai să mergem pe aici prin apă. Mamă, uuuh, ce șmecherie. Eu uite și ca asta, du-te bă de Ia, eu te dă din codiță. Ia uite Ana! Sau din ce? Ii se ridică pielea pe ea! Ia uite, bă! Uuuh, oh, de ce șmecher, e! Bă, e prea mișto! Ia stai! Și de unde vine, mă, toată apa asta? Putem să urcăm pe aici, oare? Bă, stai că am găsit ceva, Ana! Fii atentă, dă nu! Mamă! Cred că... Cred că mă duc într-un loc secret, Ana! Nu știu cum urc eu, dar eu urc mai mișto decât tine! Ia, ce mai mă, aici? Ia! Uu, eu sunt sus de tot, Ana! Nu știu de tine! Mamă, ce ești mie? Uite-o pana. Bă, tu ai rămas acolo, just. Ce faci acolo, just. Ia uite unde sunt eu. Ce frumos a fost. Tu te-ai dat pe topogan? Nu cred. Te-ai dat fără mine. Ce urât. Du-te, bă, de aici. Nu mai voi să mai vin cu o dată. Păi, acum mă dau eu. Stai acolo. Nu mai voi pe topogan. Stai mă acolo. Nu ai voie. Eh? Eh? Ia uite, ia, ia uite ce dă astea are, du-te bă de aici să vă dau și eu, Ea. Let's go. Mama ce șmecherie. Mamă, stai așa că Mama, sunt gras și am rămas blocat. Ia, uite dat cu capul, mi-a spart capul. Bă, ce tare a fost. Bă, eu am rămas blocat, bă, că prea gras unde mana. venit și după mine. te-ai dat de două ori, nu i corect, bă, că eu m-am dus acolo sus, dar tu n-ai fost acolo sus. Bă, de ce tu te dai mă pe tobogan? Hai că o mai dau odată. Tu te-ai dat de două ori, dar tu gata că ori mai dai. de câte ori mai vrei să mai dai? eu m-am dus. Tu e prea mișto ăsta și stăm și două zile aici, apoi două zile mă dau pe ăsta de nebunesc, ia uite. E mai greu când ești grasana, că eu rămân blocat prin topogam pe acolo, e mai greu la mine, Doamne ce mișto și colaci, ia, ia prinde-l pe ăsta, vină-o că ți-arunc colacul, vină-o coace, Îți dau asta acum. La apa asta numai acolo nu-ți trebuia. Bă, stai așa că nu știu să ți-l arunc. Na, belea, uite că mi se și asortează. Deci mi se și asortează cu asta. N-ai ce-i spune, Ana. Unde plecă Ana fără mine? Ia uitați-vă la ea ce face. Ia mai tu pe să sar de acolo, Ana. Are mă -o. Ia uite-o. Bă, ce se distrează, Ana. Zi, Ana, a meritat să dau atâta pe vacanța asta? Vino încoace. Cât, cât am plătit pe vacanța asta? Că nu mai țin minte. Cât am dat? Două stecuri jumate de emeralde sau cât am dat, nu mai știu. Am dat destul de mult oricum, adică am muncit destul de mult pe banii ăștia. E, uite și jacuzzi, eu acum l-am văzut. Uuuu, și se scurge apa în piscină. Am meritat și noi, bă, dar chiar am lucrat mult, sincer. Adică am și muncit. Am muncit destul, asta ziceam și eu că am muncit destul de mult. Băi, eu sunt curios să vedem jet ski-urile alea, că am zis că mă abțin să nu mergem, dar acum deja gata, ne-am făcut încălzirea, hai cu ele. Aia ziceam și eu, ia vin încoace să vedem care e faza mă, cu jet ski-urile astea. Putem să mergem 2 pe 1? Bă, mă întreb dacă mergem să mergem 2 pe 1. Ia vezi, poți să urci în spate aici? Hai că poți să te urci, urci în spate aici. Am înțeles. Păi vezi că cred că mai erau unele pe acolo. Mamă, let's go! Ia uite, bă, dar se mișcă asta. Mamă, mai repede notam. Aba, nu mă, hai că prinde. Ia uite, l-am făcut accident. Hai că prinde și asta niște viteze ești nebun? Mamă, ce viață. Bă, avem la liber și jet ski-uri, avem de toate, bă. Deci dacă îmi spuneți voi mie că n-a meritat vacanța asta Ia că m-am urcat cu el aici. Gata, hai că l-am stricat și jet ski-ul. cred că nu mai mișcă. Ana, cred că am stricat jet ski-ul. lasă-mă să trec. Oh my god, gata, l-am reparat, nu e nicio problemă. Totul e bine. Unde ești, mă, Ana? Vino cu. Ia uite-o Ana, s-a urcat cu ăsta aici. Bă, ce faci, mă? Mamă, vezi că avem barcă? Nu te cred. Vezi că am luat barca, ia. Ia că am luat barca, Ana Poți să te lângă mine, Ana? Hai că în asta ar trebui să poți să nu? Ia uite-mă că s-a urcat, da, mă, da. Ia zi. Zi tu, Ana. Bă, ce vă, Ana. Uite ce frumos e Luca. Uită-te și tu, tu, oameni. Bă, merita o vacanța asta, ne plimbăm cu astea, avem și noi bar, stăm liniștiți în apă, uite și portul ăsta ce mișto și bărcile astea, da? Deci n-ai ce spune, Ana, deci cu vacanța asta chiar ai avut dreptate. Deși eu nu prea voiam în vacanță, sincer să fiu cu tine, nu prea aveam chef. Mă, să așa să tragem asta aici înapoi, că ne-am plimbat destul. Cred că ne-am Ia uite, bă, a căzut Ana din în cap de barcă. Sincer, prima oară n-am crezut că o să fie așa mare chestie. Mă, dar ce-s asta? Ce este restaurant aici? Ăsta să fie oare restaurant sau e hotel? Cred că e un hotel diferit, mana asta. Aaa, ia uite, bă, asta cred că e dinchiriat. închiriat, fii atentă. Deci asta cred că e camera închir... Ia uite, bă, intră peste oameni în baie. Bă, să plecăm de aici, Ca asta e dinchiriat pentru alții. Cred că n-avem ce căuta noi aici aici. Hai să mergem până nu ne prinde cineva pe aici. De ce te că sunt mult, multă lume a venit cu mașinile și le-a parcat aici? Noi am lăsat o în parcare, dar uite-i pe ăștia cum au venit cu mașinile. N-au nicio treabă, le-au lăsat pe aici. Uite-l pe la unde a parcat. Am înțeles, dar observ că nu e nimeni pe acasă, deci cred că toată lumea stă și se distrează prin alte părți, nu aici. Cred că numai noi stăm la hotel, dar eu nu înțeleg de ce vii la hotel de lux dacă nu vrei să stai la hotel. Adică, uite știu că nu e nimeni. Ne am ajuns noi târziu. Uite, păi, da, am ajuns târziu, dar totuși, uite-te și tu aici. Mamă, vezi că e tare rău de tot ăsta, bă, Ana. hai să mergem să faci niște plajă. Că de când așteptam să mă bronzez și eu un pic, să mă îmi place maxim, bă și mie. Vreau și eu să mă duc să mă bronzez un pic, că sunt prea burger nefăcut așa. Vreau și eu să stau un pic așa la plajă, liniștit. Ia uite aici prosoape. Eu vreau la bălăceală. Păi tu ești ca un copil mic, Ana. Păi du-te tu, fiat atentă, acolo cu ăsta, că astea cred că poate să le ia oricine. Și du-te și de, de pe aici. Eu stau să mă bronzez, n-am nicio treabă. Uite, ești un vacanță așa frumos. Deci e prea șmecher locul ăsta. Uite aici bancă. Gata, stau ca o mamă. Eu zic că sunt mama ne. Deci eu stau să mă uit Ana să nu se nece și stau aici la bancă frumos mă bronzez. Băi, e prea șmecher mă locul ăsta. Bana, eu mă duc să mai stau la piscină, nu știu, tine că mie apa de mare nu-mi place așa mult. M-aș duce, m duce să mai stau un pic la piscină. Ziana, care e faza? Mai trebuie să facem vacanțe. Băi ar trebui să mai mergem, să știi că e șmecher ăsta, poate mai merge, dar nu tot locul ăsta, adică ar fi șmecher să mai mergem în alte locuri. Uite, aici era tot un fel de mini bar, dar văd că nu e nimeni aici. Am înțeles, nu am... n -au personal, poate ne angajăm pe aici, Ana. Hai, că asta ne mai trebuia să ne angajăm aici. Băi, Ana, am stat toată ziua la șez luangele astea am și adormit. Cred că a venit momentul să mai uh, mâncăm și noi ceva, să mai facem ceva, pentru că prea am amorțit aici, ești nebun. A fost prea tare, bani, ne-am distrat, dar sunt obosit mort. Vreau să termin sucul ăsta de băut. Mai am aici niște chipsuri, dar sincer nu mi-ar de acum de chipsuri. Vreau să mănânc niște mâncare, mâncare, gen mâncare adevărată. Hai să luăm chestiile din ladă. Bă, ce faci tu, îți lași sucurile aici pe care am dat bani? Hai că cu... câți bani avem? ia aici chestiile și hai să mergem, zic eu, să mergem să ne interesăm că trebuie să aibă un restaurant hotelul ăsta, nu? Că eu mor de foame, efectiv. S-a și Foame... s-a lăsat și foame. <laughs> s-a lăsat și seara efectiv, adică trebuie să mergem și noi să mâncăm ceva, că toată ziua am ajuns aici, doar ce am mai mâncat pe drum, chestiile alea și am mai ronțit pe aici, dar în rest E efectiv mor de foame. Ți nu ție foame? Sunt eu nebun, ce am? Deci mi este foame de o oră. Ad și n-ai spus nimic. Nu, bine că mie nu -mi spui nimic și eu mă plâng aici, dar am văzut că dormei. Ia, uite, bă, m-a lăsat să dorm. Bă, Ana, păi tu mă faci să mă simt ca un gras aici, că nu mai o zic de mâncare. Hai să vedem care e faza cu restaurantul ăsta, să fie restaurantul. Mamă, vezi că se Ăsta pare restaurant, pare destul de restaurant dacă mă întreb pe mine, sincer. Uite ce frumos e, e destul de mișto, uite hai să stăm și noi aici. Dar nu înțeleg o chestie și bă, cum comandăm? Vine chelnerul, doamne, așa trebuie să ne facem și noi acasă? Hai că ne facem restaurant acasă. Și acum ce facem? Așteptăm chelnerul, ce se întâmplă? Ok, Ana, deci mi-au spus că fix acum închideau, dar aia nu e nici nimeni pe aici. Dar am reușit să le dau niște mită așa, cu cardul tău, sincer să fiu. Și uh, au zis că ne mai facă. <laughs> Lasă bă, Ana, Că și tu mănânci numai eu și am zis că fac o excepție pentru noi și ne aduc uh, niște feluri de mâncare ceva ce o să te impresioneze Ana. Ai gătit tu? Hai că am gătit eu, nu, ți-am luat eu ce cred eu că că îți place ție? Păi stai, că eu nu mănânc orice. Lasă mâna că o să vezi că ți-am luat ceva ce știu eu că ți place. s ai dar trebuie să așteptăm acum să vină cu mâncarea. Hai bă, Luca, lasă că o să vezi că eu o să fie bună mâncarea, bă, degeaba zici tu. Nu te mai plânge atâta și hai să vedem când vine mâncarea, că nu mai pot mor de foame aici. Masa e servită, chelner, bă, tot ăsta e kelner, mă, bă, deci chiar mă sperie, tipul ăsta e pilot, e barman, e kelner, ok, mulțumim, frate, Ia, uite, bă, cine a pus pe masă și ne-a dat și și o sticlă de apă la fiecare. Uite aici niște apă. Vai, bă, mor de foame. Ok, deci Ana, fi atentă. Ție ți-am luat o salată, pentru că știu că tu ești cu din ăștia cu sălățele, cu dăștea și cartof prăjiți deja l-ai mâncat. Adică am înțeles. Vezi că ți-am luat doar unul că aici sunt scump și de astea. Ia, uite o bă, mi-a furat. Bă, vezi că e carne Ana. Am luat o special să nu poți să mănânci din mâncarea mea. Ia, uite ce am aici. Mamă, ce intră cărnița asta aici. Vă toată ziua am așteptat. Mamă, și cu niște apă așa. Cât de bună a fost, ea mi Bai de capul meu, bana Ana, cum a fost asta, deci a fost prea bun. Bă, dar de ce tot stă chelnerul ăsta? Nu mai pot să mănânc salata, dar o iau în cameră. Da, uh, bă, mulțumim mult, frate. Uite aici niște bacșiș ca ai fost de treabă. Ești cam ciudățel, dar cred că ești băia bun. Ia uite ce îi dă și Ana bacșiș. Hai în camera, Ana, că am obosit. Deci am obosit mâncând la cât am mâncat. Bă, ce bun a fost. Și gândește-te că eu de multe ori nu mă satur dintr-o porție de mâncare, dar asta a fost o porție cu multă mâncare, ești nebun, adică chiar m-a săturat rău, rău de tot. Hai să mergem în cameră. Mamă, mai urc după asta, după ce am mâncat, stai liniștit, Ana, că aici dorm. Deci eu de data asta chiar nu mai urc aici, noapte bună, mă culc sub scări. Gata, lasă-mă în pace. Băi, ce să-ți povestesc că a fost o zi șmecheră rău de tot. Mâine ne așteaptă o zi la fel de șmecheră. Sunt primul la topoganul la mâine. Dar eu zic că vacanța asta chiar a meritat-o, sincer. Deci chiar am muncit zilele astea de ne-am spart. Ai lasă vrăjeala. Bă, să vezi că mâine o să mă distrez, eu o să fiu prima. Să vezi că mâine o să mă distrez, o să fiu geloasă de cât ori mă dau eu pe topoganul la Uite ce mișto se vede și noaptea de aici. Deci eu chiar zic că și-a făcut banii vacanța asta. Nu știu ce părere ai tu, dar du-te de de aici că și tu mai arunca prima oară. <laughs> Hai, mai urcă scările alea din nou.